Școala este cadrul potrivit pentru a te cunoaște, pentru a înflori și pentru a înțelege prioritățile vieții. În fiecare an, pe 15 septembrie, școlile își așteaptă ucenicii, dascălii pregătesc clasele și locul care le va fi discipolilor casă pentru câteva ore pe zi. În școlile Târg Nemțene, startul anului școlar s-a realizat în prezența autorităților locale și județene, dar și a inspectorilor școlari care monitorizează instituțiile de învățământ. Cu siguranță, cele mai mari emoții le-au avut elevii claselor 0, alături de părinții lor care și-au pus în cei mici speranțe, așteptări și multă dragoste. Un mesaj ferm, un mesaj în primul rând de susținere, un mesaj din partea Guvernului României că tuturor elevilor li se vor asigura șanse egale în procesul de învățământ. Aici, în afară de Guvernul autorităților centrale, intervine foarte mult implicarea autorităților locale. Nu pot să nu-l felicit pe domnul primar al orașului Târgu Neamț, primarii celorlalte comune sau municipii în care astăzi am participat la deschiderea noului an școlar, cei care dau un plus eforturilor Guvernului în teritoriu prin faptul că asigură extra modalități de exprimare, mijloace, bunuri, care cu siguranță vor fi un plus în procesul de învățământ an de an. Spre comparație, am vizitat și am fost la început de an școlar la Colegiul Național Petru Rareș, la o școală din Magazia, din Comuna Crăcăuani și aici la Târgu Neamț. M-au impresionat foarte mult copiii de la Magazia, un colectiv restrâns, o școală mică, o școală care m-a întâmpinat intonând imnul național al României, fără să aibă mijloacele tehnice pe care ceilalți le iau așa cum le primesc, le iau de-a gata. Trebuie să înțeleagă această diferență. Cu toate acestea, în procesul de învățământ au o șansă egală, încă o dată subliniez, dar faptul că au la dispoziție mijloace în plus puse la dispoziție de factori de decizie local îi obligă să țină învățământul județului Neamț la standardele înalte și foarte înalte cu care deja ne-au obișnuit. Am venit cu mare drag aici la Liceul Conta să fiu alături de domnii primari, de domnul primar, de domnii consilieri local din orașul Târgu Neamț, dar nu în ultimul rând de boboceii care pășesc pentru prima dată pe băncile școlii, de cadrele didactice, de domnii profesori și doamnele profesori care sunt sufletul acestei școli. E 15 septembrie, clopoțelul la Liceul Vasile Conta a sunat și au venit peste 1000 de elevi, ca să nu spun aproape 1400 cu tot cu grădinița numărul 1, elevi pe care noi îi avem. Sunt extrem de bucuroasă că suntem la 17-a ediție a unei deschideri de an școlar. Sunt mândră în primul rând, așa cum am spus și invitațiilor noștri și publicului, că întotdeauna începutul unui an școlar trebuie să fie un moment de bilanț al anilor școlari trecuți. Și gândindu-mă la anul școlar pe care tocmai l-am încheiat, suntem bucuroși și mândri de rezultatele frumoase pe care noi le-am obținut. Din fericire pentru mine sunt la prima instituție din Târgu Neamț, din toate punctele de vedere la prima instituție. Este ceva special pentru mine că și copiii mei au trecut prin această grădiniță. Ce pot să le urez cadrul didactic, în primul rând, multă sănătate și răbdare cu copilașii noștri, părinților la fel să fie sănătoși, să se bucure de copii și copilașilor mult succes. Oricum au intrat pe mâini bune și sigur se va vedea cu timpul ce copii se vor ridica de la această grădiniță. În rest, eu voi fi alături de toate instituțiile de învățământ din Târgu Neamț, de toate cadrele didactice. Este o zi extraordinar de frumoasă, o zi de toamnă plăcută, așa cum sunt și sufletele copiilor noștri și nu doresc decât, în primul rând, sănătate și succes începând de la copii până la cadre didactice. La fel, profit de această ocazie să transmit salutul și gândurile de bine din partea deputatului Asene, care nu a putut fi prezent astăzi având probleme la Parlament și, sigur, cum am spus și eu, și dumnealui este alături de copii. Am venit cu drag astăzi la deschiderea anului școlar la grădinița numărul 2 și mă bucur că mă reîntâlnesc cu emoția primei zile de școală. Ce pot să le doresc bobocilor de aici? Mult succes în noul an școlar, cadrelor didactice, sănătate, putere de muncă și părinților
încredere în corpul profesoral de aici, un corp didactic performant, și să realizeze acest parteneriat din care vor avea de câștigat copiii. Le doresc deci mult succes și cât mai multe realizări și împliniri pe calea cunoașterii. Cadrelor didactice le urez răbdare, sănătate, iar bobocilor bun venit în grădiniță, bun revenit pentru cei care ne-au mai frecventat și ce să le spun, îi așteptăm cu drag, le-am pregătit sălile de clasă, le-am pregătit materialele și abia așteptăm să-i educăm și să-i pregătim pentru școală. Noilor elevi veniți în școala noastră, boboceilor de la clasele pregătitoare, le doresc un an școlar cât mai bun, să se integreze în familia pe care o reprezintă școala gimnazială numărul 2 Grigore Ghica Vodă, un an școlar cu rezultate și cu multă sănătate, nu în ultimul rând. Ca de fiecare dată, la fiecare început, am foarte mari emoții, așa cum cred că au și părinții. Așa cum am avut și la sfârșitul celelalte generații și așa cum sunt întotdeauna. Orice început înseamnă emoții. Sunteți pregătită pentru bobocei să fiți alături de ei? Niciodată nu poți spune că ești pe deplin pregătit. Eu am speranța că totul va fi bine, că vom avea rezultate foarte bune, că voi avea niște copii cu minți și înțelegători. În școlile Târg Nemțene sunt aproximativ 6.000 de elevi și preșcolari care au participat la festivitățile de deschidere a anului școlar 2014-2015 și cărora le urăm să adune în anul ce tocmai a început note bune și cunoștințe pe măsură.